La ora 10.30, reprezentanții sindicatelor pensionarilor din județ i-au înmânat prefectului Dorian Pocovnicu un memoriu ce conține o serie de doleanțe, dintre care cele mai multe au fost reiterate și cu alte ocazii. Numai puțin de 16 revendicări au fost formulate de către președinții organizațiilor sindicale ale pensionarilor, din care o parte sunt de competența factorilor locali. Cum era de așteptat, durerea cea mai mare a persoanelor vârstnice este punctul de pensie. Prefecturile din toată țara se pichetează, dar domnule, discutăm în mod civilizat, venim reprezentanți care sunt să vă rezolvă problemele. Sindicaliștii cer aplicarea întocmai a legii 250/2007, care prevede că valoarea punctului de pensie trebuie să reprezinte 45% din salariul mediu brut pe economie. Ori chiar și cu majorarea de 3% care va fi aplicată de la 1 aprilie, cuantumul punctului de pensie nu va ajunge să reprezinte decât 43,2% din salariul mediu brut. Pensionarii solicită totodată să fie introduse sporurile de grupe superioare de muncă, așa cum este menționat în legea 218/2008. Uniunea Generală a Pensionarilor și Sindicatul Pensionarilor sunt cei mai mulți membri, deci pensionați după legea 19, care aici există încă niște nemulțumiri și discriminări. De aia insistăm, am văzut că s-a pus problema și la nivelul guvernului și sperăm ca miniștrii care sunt cu probleme sociale să ne ajute mai mult, așa. S-ar putea să mai facem o deplasare la București, cum am făcut și am stat de vorbă cu domnul ministru Muncii și când s-a rezolvat cu problema punctului de pensie. Așa. Deci, cea mai importantă problema noastră e problema cu grupurile de muncă și problema cu punctul de pensie 45%. Tot de la guvernanții noștri, pensionarii așteaptă creșterea sau cel puțin menținerea numărului de bilete de tratament, majorarea ajutorului de deces, convertirea în bani a tichetelor gratuite de călătorie nefolosite, reconsiderarea listei medicamentelor gratuite și compensate și altele. Dar nu sunt puține nici revendicările care țin de competența autorităților locale. O altă problemă ar fi acordarea de consultanță juridică pentru pensionari prin Casa Județeană de Pensii. Sunt foarte mulți care vin și solicită multe relații în legătură cu, în special, cu modul de acordare a drepturilor de pensie. Organizarea și participarea gratuită la spectacole de teatru, la filarmonică, la Casa de Cultură, eventual, o dată pe lună pentru pensionari, considerăm că ar putea să se pregătească câte un spectacol în mod gratuit. Totodată, pensionarii doresc ca autoritățile locale să se preocupe de înființarea unor cantine sociale pentru persoanele vârstnice cu venituri mici, a unor centre de zi și a unei rețele de magazine de tip economat. După ce a ascultat doleanțele pensionarilor, prefectul Dorian Pocovnicu a promis că revendicările ce țin de competența guvernului îi vor fi înaintate astăzi acestuia și i-a asigurat de tot sprijinul în rezolvarea celor de interes local. Un prim pas în acest sens va fi făcut prin punerea la dispoziție a organizațiilor sindicale ale pensionarilor a unei săli în sediul prefecturii în care ei să beneficieze de consiliere juridică din partea unui specialist al instituției prefectului. Nu în ultimul rând, le-a promis pensionarilor că măcar o dată pe an vor fi invitați să participe gratuit la acțiuni culturale organizate de prefectură.